mai grav, mai rău, mm-hmm. e mai rău. La ăsta mai puțin. Mm-hmm. Dacă eram pierbinte, n-am simțit, dar mm-hmm. a doua zi mă doare când aici la închietura, probabil că m-o fi călcat cu ceva. Omul din imagine este taximetrist în Câmpina. A primit o comandă prin telefon în Șotrile. Ar fi trebuit să ducă un client la Câmpina, numai că atunci când a ajuns la adresa indicată... În momentul în care am ajuns în comuna Șotrile ca să preia o comandă către Câmpina, am așteptat persoana care a solicitat comanda, dar nu a ieșit acesta. Au ieșit doi tineri de la adresa respectivă, care m-au tras jos din mașină fără niciun motiv, fără nicio explicație, au început să mă ia la pumn și la picioare. Moment în care un domn, bănuiesc proprietarul casei, de bună credință, a intervenit și a încercat să mă apere. Bărbatul spune că a fost lovit cu picioarele și pumnii, a reușit să se ridice și să fugă în mașină, apoi s-a dus la poliție. O săptămână în urmă am fost solicitat să transport aceeași persoană, care a reclamat faptul că nu mai găsește telefonul. Dar banii îi avea asupra lui. Bănuiesc că a fost premeditată, că în ziua în care, a doua oară, deci pe 30 când m-am deplasat, a sunat după același număr de telefon. Deci avea telefonul, dar nu mai avea banii acum. Da. Și a fost premeditată, a sunat pe colegul care m-a trimis în curță, bănuind că mă va trimite tot pe mine. Dacă se ducea altcineva, poate lua și el la bătaie nevinovat. Taximetriștii din Câmpina susțin că, din păcate, astfel de evenimente au loc din ce în ce mai des. Dânsul s-a dus, am înțeles și eu de la colegi că n-am lucrat. S-a dus, ia o comandă, băieții zice că i-ar fi fost duși la altcineva, ar fi pierdut un telefon, deci ce vă spun, da, ce da, știu da, eu. Da, asta ne-a spus. Așa? Și ducându-se acolo, băieții au devenit recalcitranți și una, două, știți, omul băut, da, n-a mai stat. Direct bătaie. Din păcate. Din păcate, asta e. Nu, ești tot timpul expus, că nu știi pe cine e în mașină. Da. De multe ori stai și analizezi, te uiți la fizionomia omului. Dom'le, se merită, nu se merită, unde mergeți, cât sunteți. Și când îl refuzi, cum? Și când îl refuzi, a, n-ai nevoie de bani, mă, nu. Am fost bătut în cartier Slobozia Negru de aici în sus. Trei zile am stat la urgență, la neurochirurgie, la spitalul de Tean Ploiești. Și de ce? Păi de ce? Răzbunare. Polițiștii din Prahova au aflat cine sunt suspecții și au stabilit că nu ei chemaseră taxiul la adresa respectivă. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de loviri sau alte violențe. Din primele cercetări efectuate în cauza a rezultat că persoanele bănuite de comiterea faptei ar fi doi tineri din localitatea Șotrile. Unul dintre suspecți are 39 de ani, celălalt 37. Ei sunt cercetați în stare de libertate. Au fost audiați și și-au recunoscut fapta, dar nu au explicat care este motivația agresiunii.